În ianuarie 2023, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț au fost comunicate 16 evenimente de muncă. Împrejurările în care s-au produs cele mai multe accidente se referă la utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, căderea de la mică înălțime, accidentele de circulație. Dintre evenimentele comunicate, două au fost mortale. O persoană realiza niște lucrări, a căzut de la o înălțime de aproximativ 2 metri, spitalizat, a avut o perioadă de spitalizare de circa 2 săptămâni, a decedat ulterior la spital. Cealaltă persoană a acuzat niște probleme medicale, adică o stare de rău mai. La fel, spitalizată, a decedat după circa 3 săptămâni. În momentul de față, practic, inspectorul de muncă verifică toate cauzele și împrejurările produse la aceste evenimente. Toate evenimentele comunicate sunt în curs de cercetare.